cel mai mare festival de muzică din România și unul dintre cele mai mari din lume, bate record după record privind costul cazării, ca în fiecare an chiriile din Cluj-Napoca explodează pe durata antold. Conform știri de Cluj.ro, clujenii cu apartamente fac bani buni din chirii, dar nu se lasă mai prejos nici Universitatea de Medicină din Cluj. Pentru că vor fi circa 100.000 de festivalieri pe zi, cazările sunt insuficiente. Astfel, pachetul la un hotel de 5 stele pentru 4 nopți de cazare cu mic dejun, în perioada 4-8 august, a ajuns la 15.000 de lei în camere dublă standard și 17.000 de lei în camere dublă premium. Vorbim și despre cel mai nou hotel din Cluj, care are locația chiar în festival. Antold are loc între 4 și 7 august la Cluj-Napoca, pe stadionul Cluj Arena și are 8 scene. Pentru camerele în căminele studențești, festivalierii vor da 500 de euro pentru a locui pe durata Antold. Acestea se află în internatele Universității de Medicină, au bază permanentă și recepție non-stop. Deși mai sunt 3 săptămâni până la începerea celui mai mare eveniment de acest gen din țară și unul dintre cele mai mari festivaluri din lume, cu greu mai poți găsi un loc de cazare. Nu este de mirare că prețurile sunt exagerate. Relatează știri de Cluj.ro.